Printre tricourile scoase la licitație la cea de-a 12-a ediție a memorialului Radu Gog se află și cel al lui Răzvan Raț, capitanul echipei naționale de fotbal. Este tricoul pe care fotbalistul l-a purtat la meciul amical dintre România și Italia, partidă la care pe numerele de pe tricourile tuturor jucătorilor au fost inscripționate numele victimelor de la colectiv. Ediția 11-a a memorialului Radu Gog a fost prima în care a fost organizată și o licitație cu tricourile mai multor jucători din Liga I de fotbal, iar această acțiune se va repeta și la ediția din 2016. De această dată însă au fost scoase la licitație mai multe tricouri, iar acestea aparțin și unor handbaliste cunoscute din România, nu doar unor fotbaliști. Primul tricou scos la licitație a fost al lui Răzvan Raț, capitanul echipei naționale de fotbal, pe care acesta l-a purtat în partida amicală dintre România și Italia, încheiată cu scorul de 2-2. Este un tricou special, deoarece pe numerele de pe tricourile tuturor jucătorilor echipei naționale au fost inscripționate pentru acel meci numele victimelor de la colectiv, având în vedere că meciul s-a disputat la scurt timp de la tragedia ce a avut loc în clubul din București. Au mai fost scoase la licitație tricourile fotbaliștilor Adrian Popa, Steaua București, Adrian Marc de la Dinamo București, Sergian Luchin de la Politehnica Timișoara, Gabriel Vajvari de la FC Botoșani, Bogdan Ungurușan de la Pandurii Târgu Jiu, Mario Camora de la CFR Cluj și Dragoș Firțulescu de la Universitatea Craiova. Primele trei tricouri care au apărut la licitație au fost tricourile lui Adrian Popa de la Steaua, tricoul lui Andrei Marc de la Dinamo și mai avem tricoul lui Raț, capitanul echipei naționale, este tricoul care a jucat în ultimul meci oficial. Facem o paranteză, este un tricou special pentru că atât pe numărul din față, cât și pe numărul din spate apar numele victimelor de la recenta catastrofă națională, care știți toată lumea, care a avut loc la colectiv. Și echipa națională a făcut un gest la primul meci al echipei naționale după acea tragedie de la colectiv, și-au personalizat tricourile și pe numărul fiecărui jucător, atât pe față cât și pe spate, apar numele victimelor de la colectiv. Aș putea spune că până în momentul de față se pare că este cel mai căutat tricou, pentru că s-a licitat, la fiecare tricou s-a plecat cu licitația de la 200 de lei. Pentru tricoul Raț, care totuși este tricoul echipei naționale și mai mult de atât este și tricoul capitanului de echipă, s-a ajuns cu licitația până la 650 de lei, deci este o sumă frumușică din punctul nostru de vedere, dar sperăm că până în data de 9 ianuarie, când este data limită de ofertă pentru fiecare tricou, această sumă o să crească. Au fost scoase la licitație și 5 tricouri de handbal, primele apărute fiind ale portarului de la Universitatea Alexandrion Cluj, Ana Maria Măzăreanu, un tricou al echipei Handbal Club Zalău cu semnăturile tuturor jucătoarelor, iar altul al echipei naționale de la Campionatul Mondial din 2007, tot cu semnăturile tuturor jucătoarelor. Ulterior, organizatorii au mai făcut rost de tricoul Cristinei Niagu, cea mai bună handbalistă din lume în 2015, și al Crinei Pintea, fostul pivot al Handbal Club Zalău, care a făcut parte din lotul României pentru Mondialul din Danemarca.